Băieți și fete, bine ați venit la Nu intra în canalizarea din Minecraft la ora 3 dimineața. Se spune că acolo sunt niște clowni super, super creepy care vor să te omoare. Rămâi până la final să vezi ce se află cu adevărat acolo. Băieți și fete, bine ați venit la un nou episod super, super special la mine pe canal. Este puțin trecut de ora 3 dimineața, fraților, iar chiar acum, boys, în fața voastră, ce se află? Se află o canalizare din Minecraft. Chiar acolo, boi, se află o canalizare unde se spune că nu trebuie niciodată să intri la ora 3 dimineața, deoarece acolo, boi, se află niște clowni super, super creepy. Dacă nu mă credeți, rămâneți până la finalul videoclipului, pentru că, din câte am înțeles, sunt mai multe tipuri și merită să le vedeți pe toate, pentru că e ceva ce n-ați mai văzut până acum în Minecraft. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și haideți să începem, episodul. Ideea e că, ci că trebuie să-l găsim pe un tovarăș de-al nostru pe care îl cheamă Jimmy, gen într-un fel, e povestea din Pennywise. Toată lumea știe filmul It, gen cu acea fată care a fost răpită de clown. Bun. Hopa! Hopa, că mi-au damage deoarece apa este otrăvitoare. Deci am ajuns aici, boys, în canalizare. Avem un cesc cu pâine, aici avem niște bomboane. Haideți să mergem, boys, în canalizare, mă, deci mi-e frică rău de tot. Nu, o săgeată. Ok. Ok. Un text unde scrie I see you, te văd. Mamă, nu-mi place deloc aici. Hai să vedem ce se află aici. Bun. Deci pe aici și că turn around. E o singură cale prin care pot să sparg asta. Aoleu! Bă! Ați văzut clovnul ăla, mamă, e creepy rău. Deci, boys, hopa, aici sunt niște chesturi. Ok, aici sunt niște bombonici. Trebuie să găsesc o cale, hopa. Am găsit uneltele astea, deci cu asta cred că pot să sparg și să trec mai departe, știi ce zic? Hai să vedem. Spargem asta, bun, bun, mamă, mi se pare creepy rău de tot. Bă! Ni s-a închis ieșirea! What? Ce se întâmplă, mă? Trebuie să o iau în față. Unde mi-e crowbar? Nu mai avem. Trebuie să mergem pe aici, boys. Hai să vedem. Avem aici o bâtă de baseball. Aoleu, ce-i asta? Bă, și ne-i băiatul ăsta? Cică, hai, nu găsește... Deci, pe băiatul ăsta îl cheamă Hobo. Zice că nu găsește așa de mulți vizitatori pe aici. Și if you want to get out of the sewers, you are going to need a boat. I can give you one, but first you must return my canned goods and a sleeping bag. Clowns stole them from me. Ok, oamenii mei, și băiatul ăsta ne zice că, cică, dacă vrem să ieșim din canale, trebuie să facem un fel de misiune pentru el și să-i aducem ce i-a furat un clovn. Pentru că aici sunt clovni și au furat chestiile și noi trebuie să-l ajutăm. Băi, ce zice, să-l ajutăm? Băi, eu zic să-l ajutăm. Hai să vedem cum putem să-l ajutăm pe băiatul ăsta. Dar stați prima dată să dau audio ăsta mai încet, pentru că mi se pare destul de mare așa. Bun, am dat mai încet. Hai să vedem. Opa, trebuie să iau pe aici. Bun. Mamă, deci mi-e frică rău de tot, băi, să nu dau de vreun clov să mă moare sau ceva de genul. Adică, bă, dacă dau de vreun clov, nu-i mare chestie, deoarece știu că sunt aici, însă nu vreau să-mi iau un jumpscare. I see you, te văd. Bă, de ce scrie pe perez că mă vede? Uai, nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Hopa, avem aici un chest. Sleeping bag, ok, boy. Sleeping bag-ul este pentru frățiorul nostru pe care, cum îl cheamă, ca să zicem numele, Hobo. Deci, Hobo o să ne ajute să ieșim din canale cu o de-asta, cu o barcă, să trebuie să-i aducem niște chestii pe care le-au furat clownii. Aici nu-i nimica, boys. Mamă, e ciudat rău de tot. Hai să mergem în față. Iar aici, canned goods, ok, asta e tot pentru Hobo. Mamă, dar avem foarte multă viață. Bun, 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 hai să mergem în față. Am ajuns într-o altă parte la canalelor. The top was right, I need a boat to get across this water. Am nevoie de o barcă. Păi, oamenii mei, cred că singura cale prin care putem lua o barcă este să-i ducem astea înapoi lui Hobo, nu? Cam asta ar fi și nu-i cred că e așa de greu. Mamă, băiți, dar voi vedeți cum arată canalizarea din Minecraft. Gen, what, bro? Ca în filmul It, efectiv. Mă, e creepy rău de tot. Aici e Hobo, frățioro. Hai să vedem, omul meu, ți-am adus toate chestiile de care aveai nevoie. Uite-le aici, stai, boys, cum mi le dau lui băiatul ăsta. Ia-le, frate meu. Ah, deci trebuie să dau un sleeping bag și o de-asta ca să-mi dea o barcă. Păi, boys, bă, hai să luăm două bărci ca să fim, în siguranță, bun. Deci trebuie să mă duc acolo și să iau barca. Bă, momentan, boy, gen, ce am descărcat eu aici este Minecraft, însă nu este modat într-un fel. Este, am cumpărat de pe Minecraft Marketplace o hartă, dar asta mi se pare super interesantă. Dacă cumva e foarte lungă și vreți să facem și partea a doua, apăsați chiar acum butonul... Opa, aici, am fost pe aici. Apăsați chiar acum butonul de like. Haideți să mergem, să vedem ce putem face cu băiatul ăsta. Sincer, boy, sper să nu... Bun, hai.
Bun, deci ideea e că poate, uite, vedeți că zice acolo că apa este o otrăvitoare aici, pentru că e multă mizerie și toate chestiile alea. Poate vă întrebați de ce nu merg așa normal, papă, și de ce am nevoie de o barcă, știi? Bun, hai că am ajuns aici. Bun. Vedeți? Hai, pot să iau, pot să iau? Pot să iau? Ok, am luat-o, nice. Bun, hai să-mi bag niște... Oh, shit! Boys! Am găsit un clovn! Mamă, ce gutele, fraierul! Mamă, mamă! Ce că kill the clown top on the pet? Cum să-l omor? Boys, cum îl pot omoră cu băta de baseball? Nu merge. Candy? Ok. Cum pot? Cu asta cred că-l pot omoră. Lasă-mă... Bă, da... Boys, o să mă omoare! Nu, nu, ajutor, 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 ajutor. Ajutor! Ok, am scăpat de ăla. Am scăpat de clovnul ăla, nu am reușit să-l omorăm, s-a scăpat de el. Mamă, ce se întâmplă, boys? Trebuie să-mi bag... Mamă, ce asta e, o bicicletă? O roată de la bicicletă? Ok, ciudat, de tot. A început apa, eu stăm lui Isaac, tu jump off the gasps. Oh, trebuie să sar, boys! Ok, păi și cum sar? Așa. Deci am reușit să trecem de clovnul ăla, ați văzut că nu l-am bătut, însă am reușit să trecem de ăla. Hai să țin băta de baseball aici în caz de orice. Mamă, tot se aude, tot îl aud acolo, băi, și mi se pare super, super creepy că l-aud. Hai să trecem, ia. Sari. Bă, trebuia să sar, boys! A, pe aici pot să merg. Opa, bă, ce trebuia atâta multe? Bun, hai, sar pe aici. Bă, chiar ăștia nu poate să sară, gen? E așa, ia. Hai să vedem. Nu pot să sară, boys. E ciudat rău de tot oricum. I see you, te văd. Ok, boys, hai să vedem aici, oai. Bă, pot să fac și un parkour ușor, bro. Nu trebuie neapărat să sar cu chestia aia. Ce-i aici, man? Ce-i aici? Uai, a început iară sunetul ăsta. Avem că mai multă mâncărică, locuri care nu poate decât să mă bucure. This place is terrible with garbage. Mamă, asta e gunoi. Trebuie să găsesc locul prin care să scap de aici, bro. Eu, și a trebuit să-l găsesc și pe tovarășul meu. Uite, mamă, uite un clovn în față. Uai, opa, uite-s acolo ceva. Aoleu! Ce-i asta? Ce-i asta? Mamă, e o mână! Mamă, care tot este? Uai, ce m-am speriat. Ua! Bă, mamă, am picat în apă din greșeală. Mamă, sunt mâini. Bă, da. Acolo ce e? Nu pot cumva să văd ce e acolo. Mamă, mamă, mi-e frică rău de tot. Mamă, boys, ok, ok, ok. Mamă, uite, 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 mâini care ies de aici. Uai, uai, ce creepy e cu mâinile astea. Hai să vedem ce avem aici, boys. Un trash hook. Ok, deci chestia asta poate să spargă gunoiul. Și avem niște gunoi acolo. Hai să vedem. Trebuie să mergem înapoi unde era gunoi și să luăm cu treșucul ăsta. Mamă, băi, interesant rău de tot ce se întâmplă. Dacă mai vreți să facem episoade, lăsați un like pentru că am mai multe hărți de genul. Mamă, mi-e frică, mi-e frică. Unde e gunoiul, bro? Acolo, mamă, ce prost, s-a picat în apă. Dacă pic în apă, primesc poison. Hai să spargem gunoiul, boys. Let's go. Aici se află ceva, boys, după gunoiul ăsta, după cum vedeți. Hopa, un chest, firecracker. Nu știu ce asta, asta e ceva artifice. Mamă, ce e asta? Lasă-mă în pace. Instant damage. Instant damage. Mamă, bă, lasă-mă, frate-mi, în pace. Opa, cu ce? Stă că foarte multe artificii de-astea. Ok, mai avem ceva pe aici? Na, s-a spart ăla, bun. Bun, oamenii mei, deci am trecut pe aici printr-o nouă parte a... Deci, bă, eu filmez toate chestia asta. Am trecut într-o nouă parte a... A, ăsta, uite, s-a închis aici în spate. Deci, înseamnă că mergem bine. Într-o nouă parte a... canalizării. Ok. Ok, mi-a luat puțin de damage, dar nu contează. Aici am și mai multă mâncărică, nu mai poate să mă bucure chestia asta, boys. Mi-a plăcut foarte mult mâncărica, dacă nu v-ați dat seama. Și astăzi puțin să punem așa. Bun, hai să mergem pe aici. Aici cred că iară sunt mâinile alea, dar nu o să mă mai sperii dacă le văd. Momentan am văzut doar un clov, ci că sunt mai mulți. Asta e ideea. Mamă, bro, dar e greu să faci jumpurile astea. Ții damage totdeauna. De ce tot râde cineva pe aici? Mamă, ce e aici în față, boys? Ok. Mamă, ce am găsit aici. Deci așa, pentru firecracker. A, astea-s firecracker mai puternice, boys. Astea-s mai puternice. Astea-s că... Mamă, deci bă, hai să arunc niște candy-uri de-astea, fie vorba între noi. Se iau firecracker-urile. Mamă, aici jos sunt... boys. Deci eu, aici, după cum vedeți, sunt croco... Despre ce vorbeam? Sunt crocodilii care vor să mă omoare. Lasă-mă așa, frate meu. Deci sunt crocodilii aici jos, ok, care vor să mă omoare. Oamenii mei, ce aveți cu mine? Nu înțeleg, de ce vreți să mă omorâți? Hai, puțin, voi să facem așa un mic parcurel. Nice, mă, ce face harta asta?
și vom merge aici jos. Bun. Reț, reț, reț. Aoleo, șobolani! Uai, uai, mamă, băi, mie mi-e foarte frică de șobolani. Deci cred că cu firecracker pot să omor șobolanii. Da. Mamă. Lasă-mă, mamă, ce urât e șobolanul ăsta, băi, mori. Mamă, ce urât e, ce urât e șobolanii, băi, și în viața reală. Eu nu sup, ma. Eu nu supor șobolanii. Odată am văzut unul pe stradă, odată să mă arăt, frate, mi-am căcat pe mine, băi. Sunt așa mari și ciudăți. Mamă, ce prostă-ți. Mamă, boys, mamă, vină mă aici, șobolanule. Așa, bun. Bun, deci am trecut de partea cu șobolan, care a fost cea mai creepy. O iau la dreapta. Sau, de ce, de ce nu putem să o luăm pe aici? Boys, de ce nu pot să iau pe aici? Ok, hai să zicem că înțeleg de ce. Să mergem în față, mamă, deci, boys, acum trebuie să iau pe aici. Mamă, boys, dar vedeți că el hopa, un chest acolo. Ăștia am zis pe unde să merg, știi? Să nu cumva să... Mamă, candy. Bă, aș mai avea nevoie de niște candy de-astea, sincer, să mai fac rost de viață. Noi încercăm, boys, să terminăm harta și să fie totul bine, dar... Bă, de asta nu știu dacă mai terminăm, știu ce zic. Hai să mergem în sus. Bun, bun. Aici iară nimica. Mamă, mi-a dat nouă. Mamă, uai, să am grijă să nu pică în apă. Ok. În față e un clovn. Boys, în față e un clovn. Îl vedeți și voi, uai? Mamă, uite-l. Cum fraiere pleacă de aici? Instant damage. Trebuie să-mi iau toate astea cu instant damage. Cum scap de clovnul ăsta? Mamă. Mamă, vrea să mă moare. Mamă, ce era ăla, uai? Trebuie să iau pe aici, iau pe aici, Marios, că vine clovnul după tine. Oh, șmechere, sunt cu barca, ce ai făcut? Ce faci că-s cu barca? Aha, ce mai faci acum? Hai că... Ce mai... Lasă-mă... Mamă, boys, o să mor. O să mor pentru că asta... Am murit. Pentru că eram în apă. Mi-am revenit. Măcar mi-am revenit. Dar eram în apă, de-aia am murit. Uite, mă, clovnul acolo. M-a murit el, fraierul. Trebuie să iau pe aici, pe scări. Ok. O carte. Un jurnal. De la cineva, boys, am găsit un jurnal. Asta... Ești un fraier, lasă-mă în pace, bun. Hai să vedem, băi, ce scrie în jurnalul ăsta. Jurnalul pierdut, că ziua 17. What? A stat 17 zile aici? Eu nu o să stau aici. Un clov mi-a furat cheia și a ascuns-o în spatele balonului. N-am putut să o recuperez numai dacă aveam un slingshot, adică o praștie. Eu am o praștie, deci pot să o recuperez. Boys? Cicu? Uite, balonul. Hopa. Am recuperat, bă. Ce-i cu clovnul ăsta? Mamă, ce urât e! Păi și bă, eu trebuie să mă bag cu ăsta? Uite-ți acolo. Încă un... Ok. Eu cred că trebuie să spar toate baloanele, fără să mă moare ăsta. Cam asta cred că e schema. De unde mai sunt baloane? Bă, ce-i cu ciudatul ăsta, boys? Cu clovnul ăsta ciudat. Ce trebuie să fac aici? Nu pot să fug. Uite-l, bă, mă, sunt înconjurat de clovn, boys. Nu am ce să fac. A ascuns-o în spatele baloanelor. Mamă, mamă, șmechere, lasă-mă în pace, băi. Lasă-mă în pace. Băi și fete, am ajuns la partea asta și vă zic sincer că în loc, deci nu m-am slăbat pe ăsta așa, aș putea, m-aș gândi să fac. Mamă, ce-mi dă. Îmi dă tare, ia astăzi, băi, să încerc să-l bat așa cu firecrack-uri. Dacă nu reușesc să-l bat, sincer vă zic. Na, n-am reușit să dau în el. Dacă nu pot să-l bat, boys, vă zic sincer că nu mai știu ce aș putea să fac. Așa că, oamenii mei, dacă v-a plăcut primul episod din Nu Intra în canalizarea din Minecraft la ora 3 dimineața, dacă facem multe like-uri, eu mâine la 3 dimineața, adică o să postez că-i posta astă seară, gen, adică mă culc și postez astă seară, o să mai fac și partea a doua și o să continuăm harta dacă v-a plăcut mult, da? Deci lăsați acolo un like și dacă facem multe like-uri, o să revin și cu partea a doua. V-am pupat pe toți și vă urez o seară minunată. Pa, pa!